A fost odată ca niciodată Ecaterina Teodoroiu, luptătoare și eroină a Primului Război Mondial. Ecaterina Teodoroiu, sau pe numele ei din acte Cătălina Toderoiu, s-a născut pe 16 ianuarie 1894 la Vădeni, județul Gorj, într-o familie modestă de agricultori care mai avea încă 5 băieți și 2 fete. Cătălina a învățat la școala din sat, apoi a continuat la școala română-germană din Târgu Jiu, iar din 1909 a plecat la București, unde a continuat studiile la un gimnaziu pension și la o școală de infirmiere. În 1913 intră în rândul tinerilor cercetași cohorta Păstorul Bucur. Cercetașii erau un fel de voluntari care se angajau la diferite acțiuni în folosul comunității. Când România intră în Primul Război Mondial, Ecaterina Teodoroiu activează ca asistentă medicală pe front. La acea vreme, ea avea doar 22 de ani, iar viața ei, scurtă de altfel, avea să devină o poveste parcă desprinsă din cărțile cu eroi mitici. Toți frații ei erau încartiruiți la diferite unități militare de cercetași și pe front. Primele lupte ale armatei române au fost aproape tragice, mici succese, dar mai ales pierderi greu de povestit. Până spre sfârșitul anului 1916, doar un frate îi mai rămâne în viață. Ecaterina renunță la misiunea de a servi ca infirmieră ce îngrija răniții și decide să plece pe front ca soldat. În ziua de 16 octombrie 1916 dimineața am întâlnit în drum pe domnișoara Teodoroiu Ecaterina cu fratele ei care tocmai îi arăta cum se încarcă arma, ochirea și punerea baionetei. Întrebând-o ce voiește cu aceasta, mi-a răspuns că se duce la Schela să-și scape pe mama sa. De aici înainte, cercetașa Teodoroiu Ecaterina a luptat cu arma în mână lângă fratele său, constituind un adevărat exemplu eroic pentru soldați cu care a îndurat toate greutățile și de care nu s-a despărțit în niciun moment, chiar când compania pornea la asaltul cu baioneta. Din păcate, și ultimul frate piere pe câmpurile de luptă, fapt care o determină pe Teodoroiu să se dedice cu totul armelor și cauzei de a-și răzbuna frații. Spre sfârșitul anului 1916, Ecaterina Teodoroiu era detașată împreună cu compania a 8-a pe aliniamentul Târgu Jiu, Brătuia, Rășina, Peșteana. Compania este înconjurată de inamic și soldații sunt forțați să se predea. Ecaterina Teodoroiu răspunde în limba germană că va depune armele, dar în ultima clipă pune pușca la ochi și trage, cum se povestește, condemnare fără seamă. Produce mare derută în rândul germanilor și reușește să scape împreună cu comandantul companiei și încă 15 soldați. Se întoarce dincoace de liniile frontului, dar nu pentru multă vreme, pentru că, așa cum se știe, armatele germane înaintau cu repeziciune spre București. Ecaterina Teodoroiu cade din nou victimă inamicilor. De această dată este luată ca prizonier împreună cu alți câțiva camarazi. Escortată de un soldat german care mi-a luat arma, am fost trimisă unde? Nu știu. În cale mi-aduc aminte că am încă revolverul. 2 gloanțe în capul santinelei mi-au redat libertatea. Îmi iau arma și fug pe poteci dosnice înspre ai noștri. Și o ploaie de gloanțe răpăia în urma mea, rănindu-mă la piciorul drept. Nu simt nimic, libertatea îmi dă aripi. Fug înainte și la 2 noaptea sunt între ai mei, cărora le descriu poziția inamică. Vor să mă bage în spital, dar nu primesc și plec în luptă cu un bandaj sumar. Iau parte la un atac de baionetă și cu toată greutatea armei, avântul îmi dă putere să ucid 3 inamici. La Bărbătești, o bombă de 305 îmi fracturează tibia și coapsa stângă, așa că în timpul retragerii am fost tot timpul în spital. Ecaterina Teodoroiu lunar se ducea la Palatul Regal, unde se prezenta majestății sale Regina Maria și de unde i se dădea suma de 400 de lei. Acești bani nu-i cheltuia pentru ea, decât foarte puțin. Fiind și foarte sobră, ajuta soldații, ridicându-le traiul cu ce se putea cumpăra în acele timpuri. La toate marșurile inerente intrării regimentului pe front, a mers tot timpul pe jos în fruntea plutonului său, pe care îl antrena prin exemplu și însuflețirea sa patriotică, cu toate că purta carabină, cartușele necesare, precum și grenade, totdeauna am văzut-o neobosită și cu moralul ridicat. În 22 august 1917, ea nu putea să fie în altă parte decât pe câmpul de luptă de la Mărășești. În jurul orei 21:15, trupele române au fost atacate prin surprindere de regimentul 40 german. Pe timpul retragerii, sublocotenenta Ecaterina Teodoroiu a fost lovită de 2 gloanțe de mitralieră pe dealul secuiului Muncel. Aceea pe care unii au numit-o cu drept cuvânt eroina de la Jiu și-a dat jertfa supremă numai din dragostea de a apăra pământul țării acestea cotropită de dușmani, pentru că așa credea sufletul ei că se împlinește datoria vieții. A fost înmormântată pe 23 august 1917 în Valea Zăbrăuciorului. În iunie 1921, osemintele eroinei au fost desfumate și transportate la Târgu Jiu, unde cu ocazia sărbării centenarului Tudor Vladimirescu, rămășițele ei pământești au fost reînhumate în cadrul unor funeralii naționale. Sicriul a fost confecționat din oțelul unor tunuri capturate de la inamic și a fost depus într-o criptă betonată situată în centrul orașului. Aceasta a fost Ecaterina Teodoroiu, cea care la vârsta de numai 23 de ani și-a salvat camarazii de la moarte și și-a dat viața pe câmpul de luptă de la Mărășești. Acum e rândul tău.
Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să o trimiți și prietenilor tăi. Și dacă vrei să descoperi și alte asemenea istorii, abonează-te la canalul nostru. Învață aripile să zboare. Red Nose Society.